Bună ziua, dragii mei! Sunt preotul Iustin Calanciu de la Parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din Rădăuți. Se apropie Sfintele Sărbători ale Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aflându-ne acum în Săptămâna Patimilor, săptămână în care rememorăm toate activitățile Mântuitorului Iisus Hristos și toată activitatea sa, până la intrarea în Ierusalim, apoi ispitirile, patimile, sigur, moartea Mântuitorului răstignit fiind pe cruce și culminând cu sărbătoarea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sunt momente deosebite în viața fiecărui creștin pentru că ne alăturăm oarecum prin rugăciune, prin post, prin gândirea la cele sfinte, ne alăturăm patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și, sigur, îi suntem alături în patima sa și mai ales acum, în această perioadă, când există și această pandemie la nivel global și, sigur, mulți credincioși suferă din faptul că nu pot fi alături în Sfânta Biserică la deniile, la slujbele atât de frumoase din Săptămâna Patimilor. Însă, mulțumim Lui Dumnezeu pentru că noi, preoții, putem să ne facem datoria de a ne ruga Bunului Dumnezeu pentru sănătatea credincioșilor, chiar dacă ei nu pot să participe. Însă, rugăciunea este cea care ne unește, cea care, iată, face legătura între om și Dumnezeu. Și sigur, nădăjduim că Dumnezeu se va milostivi asupra noastră și rugăciunile noastre ale Sfinților bineplăcuți Lui vor fi bine primite în fața Mântuitorului și ne va izbăvi într-un final de această boală. Revenind la Săptămâna Patimilor, sigur, cele mai importante denii, să zic, ce zicem așa, este denia de joi seară, în care se citesc cele 12 Evanghelii, apoi denia de vineri seară, când se cântă Prohodul Domnului, pentru că știm foarte bine, Mântuitorul a fost răstignit în zi de vineri, la amiază. Și Prohodul Domnului este altceva decât înmormântarea sa sau punerea în mormânt. De aceea se cântă Prohodul în biserică, apoi se înconjoară biserica odată, cu procesii, cu procesiune, la fel ca și în cazul înmormântărilor. După ce este prohodit mortul în biserică, este dus către mormânt. Așa și Mântuitorul, simbolizând prin Sfântul Epitaf sau Sfântul Aer, cum este numit în popor. Acest sfânt aer este purtat de preot în jurul bisericii, apoi este pus pe masa Sfântului Altar, simbolizând mormântul Mântuitorului Iisus Hristos. Acolo, sigur, rămâne și iată în noaptea dinspre sâmbătă spre duminică, la ora 12, este rânduit a se săvârși slujba învierii. În urma comunicatelor care ni s-au transmis de către Patriarhia Română, toate bisericile vor face învierea la ora 12. Se va începe din fața bisericii, în curte, pentru că credincioșii nu pot participa la Sfânta Slujbă. Vor fi montate stații, boxe care să transmită slujba cât mai bine ca să fie auzite de cei din jurul bisericilor. Va începe la ora 12, cu acel îndemn de a veni și a lua lumină, apoi va continua cu canonul învierii și cu Sfânta Liturghie până dimineață. Avem promisiunea că va veni și lumina sfântă de la Ierusalim anul acesta, cu toate aceste restricții, și sigur credincioșii probabil, mă gândesc că o vor lua a doua zi, pentru că este interzis a ne plimba, să zic așa, noaptea de la ora 22 până la ora 6 dimineața. Și cu siguranță fiecare parohie va pune la dispoziție o candelă undeva așezată în afara bisericii, de unde credincioșii pot să vină să ia lumina sfântă. În Bucovina, și nu doar în Bucovina, este tradiția de a se sfinți coșul sau blidul. Multe parohii au recurs la voluntari pentru a merge prin parohie și a sfinți coșurile. Asta pe semne mai în mediile rurale, la sat. La oraș un pic mai greu, pentru că vă închipuiți că preotul toată noaptea trebuie să slujească, dimineața să meargă prin parohie, apoi la ora 12 se săvârșește slujba vecerniei sau a doua înviere, cum o numim noi.
ne-am gândit câteva parohii că ar fi mai bine și mai practic să chemăm pe credincioși sâmbătă, începând cu ora 11-12, unele parohii, până seara. Noi oricum suntem la biserică, suntem aici și așteptăm credincioșii să vină să ia aghiazma pe care o vom sfinți în ziua de joi, în joia mare, când se face liturghie. Tot în ziua de joi vom sfinți pâinea, care se numește Paști, numită aici. Este o rugăciune specială de sfințire a pâinii acesteia, anafora de fapt, care va fi, sigur, pusă igienic în punguțe și date fiecărui credincios care vine. De aceea așteptăm credincioșii să vină sâmbătă, între orele 11 și 6 după amiaza, să ia aghiazmă, să ia anafora sau numită pâinea Paști și să le sfințim coșurile. Va fi și mai ușor pentru noi și mai practic pentru ei, că oricum lumea mai are treabă și se mai deplasează într-o parte și în alta. De aceea, cam acesta ar fi programul pe săptămâna patimilor. Așteptăm, sigur, cu bucurie această sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Ne pare rău și nouă preoților, pentru că este, nu a zic urât, dar nepotrivit, așa să zic, nu ai credincioși cu care să împărtășești bucuria Învierii, fizic vorbind. Sigur, fiecare ne bucurăm la casele noastre, acolo unde trebuie să stăm, să păstrăm această distanță ca să ne fie nouă bine până la urmă și să protejăm pe cei care sunt sănătoși și mai ales pe cei bolnavi ca să nu transmitem mai departe. Cu ocazia sărbătorii Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, sigur, toți suntem într-un gând, într-un sentiment, preoți și credincioși, vă dorim multă sănătate. Hristos, cel ce a biruit moartea, va birui, sigur, și această neputință, această boală venită peste noi, să fim încrezători, să fim optimiști, pentru că optimismul este cel care dă curaj și cel mai bine suntem cu gândul la Mântuitorul Iisus Hristos. A pătimit și El, dar a înviat, a biruit moartea. Și, sigur, cu toate neputințele, cu toate necazurile vom trece, să avem nădejde în Dumnezeu, credință puternică, și sărbătoarea Învierii să ne găsească pe toți în pace, în liniște, în bucurie, să cântăm împreună, cum de altfel ne și îndeamnă Patriarhia Română, în noaptea Învierii să cântăm împreună toți Hristos a înviat, să răsune cerul de această cântare a Învierii, această cântare a biruinței asupra morții. Vă doresc sănătate, bucurie și Hristos a înviat!